Bună ziua, sunt Ionel la Piscines. Dacă vedeți aici, în zona în care se află Regina, m-am focalizat pe larvele, pe, de fapt, decopertarea pupelor de fază faină că nouă. Acolo câteva albinuțe existau și le-am văzut ce urmăresc să facă acum. Dacă le și urmărim, poate ne clarificăm. Sunt deasupra niște celule de trântori, iar de jos, de două, trei albinuțe descăpăcesc la greu acele celule. Da? Și vedem cum dezvoltează, cum descăpăcesc. Numai nu văd fenomenul acela de eliminare a larvelor, dar ceea ce văd foarte clar, faptul că ele lucră. Da. 10 februarie? Nu, 10 aprilie, pardon. 10 aprilie. Nu, 10 aprilie. Familie care nu a primit hrană, familie care are aici holea pe margini, mici corunițe, destul pastură și polen. A primit tratamentul cu timol, benzele se văd aici. Mă aflu cu scopul de verificare că unele familii au suportat un șoc mecanic, au fost trântite de furtună și vreau să văd cum se află. Sunt din familiile selectate cu manifestare de VSH. Acum vreau să văd dacă într-adevăr anul acesta pot să merg mai mult decât verificarea și identificarea, ci și într-un proces de selecție și ameliorare pe VSH. Asta este albinuța. Reginuța s-a ascuns, probabil deranjată de soare. Varoa, presupun că este. Așa. Ne vom lămuri imediat. Vă salut, la revedere, Ionel. 2017, 10 aprilie.